Merhaba arkadaşlarım. Hey, salutare din Turcia. Noi acum suntem în orașul Dalian și am campat aici direct pe malul râului Dalian. Este o campare gratuită și ne-am petrecut noaptea aici foarte bine. Astăzi însă este o căldură insuportabilă. Da. Suntem departe de briza mării și respectiv aici este mai cald. Mai focan. Și în interior, de exemplu, acum avem 37 de grade. Afară cred că încă e mai cald, în special la soare. Frige. Da. Haideți să explorăm un pic orășelul ăsta și vedem ce mai facem pe parcurs. Luminița ieri v-a arătat un pic orașul. Dacă ați văzut în vlogul precedent, a fost fără mine și cu monociclu, deoarece avem doar un singur monociclu. Aici avem tururi, multe tururi, atât detalii aici puteți vedeți despre tururi. Și ele sunt de dimineață, de la ora 10:30 pentru public. Iată, aici este scris. Sau dacă nu, sunt tururi private. Iată aici vedeți prețurile. La tururile private sunt diferite, în diferite locuri, în dependență de distanță. Tururile publice, care se încep de la 10:30 până seara, includ și dejun, dar un pic, acum în situația de pandemie, un pic cam periculos, consider eu. Așa că noi, în primul rând, ne trezim mai târziu și nu am reușit la acel tur, dar într-al doilea rând e un pic cam periculos să mergi cu mai multă lume în aceeași barcă. Iar tururile private sunt un pic cam scumpușoare, aici ar fi logic să mai găsești măcar încă o pereche. Iată de aici, din parcul ăsta, se vede foarte bine mormintele, sculptate în rocă, în aceste stânci. Foarte impresionante. Și cum e apa? Apa e super. Mi era foarte cald la picioare, m-am înfierbântat, că și pământul este foarte fierbinte și talpa încălțămintei este subțire. Dar n-aș spune că apa asta este foarte rece. E așa, ok. E bun așa ca... de o mică răcoreală. Nu-i ca așa la din Azmac, da? Nu-i ca în Achiaca. E mult mai caldă asta. Da, și nu e atât de curată ca în Achiaca. Da. Aia era mult mai limpede și foarte clară. Asta e așa un pic mai... Dar e ok. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? Acestea sunt mormintele Lician, sculptate în rocă încă din secolul 4 înainte de Hristos, ceea ce reprezintă o cultură funerară deosebită, care a durat până în secolul 2 după Hristos. Aici putem să vedem arhitectura funerară din acele timpuri. După cum vedeți, aceste morminte erau sculptate în rocă în formă de temple, cu fațada imitând un templu, însă unele sunt și ca niște nișe, care reprezintă niște sarcofage, morminte sculptate la fel săpate în rocă. Aceste morminte mai au în interior și o cameră pentru mormântare, acolo unde de fapt se depunea cadavrul decedatului și pe niște pietre. Mai era și o masă acolo unde se putea aduce niște ofrânde. Nu putem să intrăm în interior, asta este doar informația care am citit-o, deoarece nu se permite accesul în interior. Unul dintre aceste morminte nu este finisat, de fapt este și cel mai mare mormânt care a rămas nefinisat. Aceste morminte în care au formă de templu sunt și cele mai importante, probabil oamenii de mai avuți erau îngropați în aceste morminte. Se presupune că ăsta era cimitirul orașului antic Kaunas, care se află nu departe de acest loc, în vale pe râu. Broasca Țestoasă este un fel de simbol a orașului Dalian, deoarece aici este plaja Turtle Beach sau Istuzu Plaji, se mai numește în turcă. Acolo ele depun ouă și sunt multe broasce țestoase permanent. O să încercăm și noi poate cumva să le vedem astăzi.
Iat, aici este o stradă pietonală cu multe restaurante. Văd că pot să închiriez și... Dar e frumos amenajat. Nu e mare, e mic. Dar ai unde ieși seara la o bere sau la o mâncare. Peste tot putem să întâlnim testoase, pentru că este plaja testoaselor. Monday came and swept away all the fun of yesterday's, but I'm gonna hold it together, this ain't forever, need a shot and then a beat somewhere to let off some steam. Bun, hai, haidem că e extraordinar de cald aici și o să încercăm să ajungem pe Istuzu Beach, Istuzu plajii, cu mașina, nu cu barca. La plajă se verifică și temperatura la fiecare mașină, vedeți? Verifică la toți dacă e ok, pot să intre sau nu. E ok? Da, tot normal. Temperatura e bună. Trebuie să plătim și parcarea aici, care costă 15 lire pentru minibus. Minibus 25, mă. Da, nu știu care îl plătim, dar să vedem și de ce ne tras. Până la urmă ne-a luat 15. Da, și spune. Până la urmă ne-a luat 15 lire când pentru minibus era 25. Ei, nu știi ce să consideră asta, minibus sau... Iată, am lăsat căsuța noastră aici, în parcare, și acum mergem la plajă. Luminița deja și-a îmbrăcat costumele de baie care... făcut shopping în Dacia. Aici cred că sunt ouă, de pus ouăle. Da, iată, aici e scris că do not move chest case. Da, este un cuib. Cuib. O să iasă broscuța de aici. Deci, acum am venit la Istuzu Beach, nu departe de satucul Istuzu și la câțiva kilometri de Dailan. Istuzu Beach este o fâșie de nisip între lac și mare. Și din luna mai până în luna septembrie vin broaștele țestoase careta și depun ouă. Își depun ouăle aici. Și undeva mai încolo râul formează o deltă și se revasă în Marea Mediterană. Istuzu Beach continuă așa mult, are undeva vreo 2-3 km, dacă nu mai mult. Și când se termină stânca asta, acolo deja se revarsă râul Dalian. El formează așa o deltă frumoasă. Eu vă arăt și din dronă, cum se vede, am reușit să iau niște cadre frumoase din dronă. Și după care el disparte așa, practic, asta. Ce? Ce-ai murdărit? And
God, I wish you could have just stayed. Here to hoping, to hoping you'll have a change of heart. To broken, to broken, to ever play the part. I'm waiting for you to make a call. Plaja asta este deschisă doar până la ora 8 seara, după care se închide chiar și accesul cu mașina până aici, deoarece în timpul nopții această plajă este folosită de către broaștele testoase. Aici le vin să depuie ouă și se mai odihnesc aici pe plaja asta. Iată, aici este explicat că anume în fâșia asta, iată, între linia asta și între bețele alea de colo, depun ouăle broaștele testoase. Și aici nu stă nimeni, poți să mergi pe aici, dar nu poți să faci plajă aici, adică nu poți să te culci pe partea asta. Și aici vedem și mai multe cuibulețe, iată, acolo este unul și acolo sunt mai multe, iată, nu știu dacă se vede în cameră, v-am mai arătat. Sunt mai multe cuibulețe de... Și de cealaltă parte a plajei, Istuzu, este lacul cu apă dulce, Coigea Gâz. Este foarte în față, nu poți face plajă aici, nu poți te băiești aici. Chiar sunt niște scoicuțe foarte micuțe și poți să te tai la talpă. Însă aici putem să vedem mai diferite păsări de apă. Păsărică. E și nu zbor? Aia zbor. Aici sunt și mistreți, vedeți urmele. Și eu o râmat pe aici, o săpat practic cu botul. O căutat și cred că ouă sau cine știe. Ia uitați-vă aici, parcă suntem în altă lume. Copacii așa au o culoare mai deosebită. Și pământul la fel, aici merge galben, pe care aici e sur. Vedeți? Și apa la fel are altă culoare, dacă ați văzut și din dronă. Aici parcă e mai, un pic mai spre verzuie, așa, un fel de sean. Și asta probabil datorită pământului, vedeți cum aici pământul e mai sur. Și chiar are un miros, nici nu știu, parcă e sare cu altceva. Dar interesant așa un miros, parcă miroasă urât o leac. Ia uite, este și... Vegetație. Fierbinte apa, da? E fierbinte. Aia ca mai încoace la că mi-e răși. Aici nu e adânc, uite, vezi, până încolo poți să mergi așa. Dar și mai încolo, pentru că e vegetație. Oi. Că aici nu e adânc. Ia, sunt și păsări acolo, vezi? Vezi în partea cealaltă un fel de păsări albe. Barzi. Și acolo deja e mai neagră apa din cauza vegetației. Am văzut un fel de iarbă mai neagră. Frumos locul, chiar într-adevăr îmi place. Aici nu cred să vă aduc cu barca. N-ai cum să ajungi aici cu barca, așa că cel mai bine e o tură cu mașina sau cu scuterul. Poate că este și autobuz, dacă nu mă greșesc, da? Este autobuz din Dailan până în Istuzu, chiar până la plajă aici te aduce în fiecare zi, așa că de ce nu? Poți să vii stai o zi întreagă aici. Am văzut că este și un restaurant pe plajă, poți să mănânci. Poți să mergi chiar până încolo, că are câțiva kilometri plaja asta și poți să mergi până în capăt încolo și să explorezi zona. Dacă te saturi să stai culcat pe plajă. Așa că e frumos, într-adevăr, se merită. Heart.
noi s-a terminat gazul ieri seara, cât preparam cafeaua și o să trebuiască să schimbăm această butelie de gaz. Iată, am cumpărat una, dacă ați văzut episodul, am cumpărat o butelie nouă de la Ipra Gaz și trebuie la fel la Ipra Gaz să o schimbăm cu alta plină. Hai să vedem cât costă. Hello, can I change this? Da, haideți să vedem dacă ne schimbă și cât costă. No, I'll pay cash. Deci am schimbat butelia cu una plină, m-a costat 35 de lire. Schimbul ăsta, adică o altă butelie plină, doar gazul din interior, se primește că m-a costat 35. Ia uitați-vă ce plajă frumoasă am găsit noi, din nou retrasă, așa mai e o plajă așa, mă rog, aici sunt oameni, clar lucru, dar în schimb e la natură, suntem în munți aici, suntem înconjurată încoace de munți, aici este ca așa un fel de platformă unde sunt multe locuri de campare și noi ne-am așezat chiar fix pe plajă, pe malul mării, apa e foarte liniștită și după câte văd e curată. Și chiar într-adevăr, îmi place locul ăsta.